a zis el ceva de genul că dacă te sărut acum, nu aș vrea mâine să iau neapărat o decizie, știi? Adică gen, da, gata, suntem împreună. Da. A spus că este prea devreme, 2 săptămâni. Adică el calculează timpul încât să dea bine la public și așa mai departe. El este foarte interesat de... De ce mai vrei să stai cu el atunci? O să-ți explic. El este foarte interesat de public, înțelegi? L-am văzut și simt foarte mult asta. Și... simțeam că vrea să mă sărute, dar era teamă pentru că avea impresia că eu mâine, cum este de exemplu azi, o să-i spun gata, suntem împreună că ne-am sărutat. Și am spus nu. Dacă simți să te sărut, te sărut, dar nu mă interesează dacă tu mâine, na, nu știu, mie îmi place acum, eu asta simt. Și am văzut că era el foarte așa, nu știu, rușinat de situație, se gândea el pe viitor ce se va întâmpla, nu știu ce. Am luat și cream țucată. A, tu l-ai sărutat pe el? Da. Și am stat toată seara și m-am gândit, chiar am avut timp să mă gândesc la toate lucrurile astea. Și nu știu dacă ar avea vreun sens sau vreun rost să continui. Pentru că... Nu-ți place cum sărută. Nu e vorba de asta. Nu suport oamenii indeciși. El este foarte indecis. Păi, dar tu l-ai lăsat. Nu, mie știi ce mi se pare din partea lui. Zic sincer că o greșită emisiunea. Pentru că el se consideră... Stai un pic, Bianca. El se consideră la emisiunea... Adică nu, el trebuie să aleagă din 8 fete. Adică și în momentul tu, fată, când ție îți place de un... Fată, dacă ea l-a sărutat pe el, n-ai ce să-i reproșezi. Dar nu îi reproșezi, dar știu cum zicea el de decizii. Tu. Înțelegi? Ah, pentru că dacă ție îți place de o fată, cum a venit Ricardo în casă, nu o să-l cunosc pe toate și după aceea o să aleg. Dar nu el trebuie să aleagă, trebuie să se completeze cu cineva. Mi-a cel mai mult mie în cameră și mi-a zis că ea a fost singura care a luat inițiativă între toate. Aha, și, mie, și mi-a șoptit la ureche că el, nu știu de ce mi-a șoptit la ureche, decizia asta era se aude, știi? Mi-a șoptit la ureche că, măi, ceva de genul că eu te-aș săruta, erai de mult sărutată de mine, mozolită și nu mai știu ce vă folosi cuvinte din astea, dar gândește-te cum ar fi gen să-mi fac eu o relație după 2 săptămâni, ar da urât la public. Știi cum a fost asta pentru mine? Mocanu aici are un rol, nu știu, numai el știe rolul lui. Cert e că el nu își va face o relație sinceră niciodată aici. El stă în casă pentru public și pentru ce crede lumea de acasă. Pentru că dacă îți place cu adevărat de o persoană, tu nu mai stai să te gândești ce o să zică publicul, ce o să creadă X, Y, Z. El aici, dacă simți, trebuie să faci ceea ce simți, nu ce zice publicul, că nu publicul dictează inima. Tu ai ceva personal? Da. Nu-ți place persoana mea, de ce? Pentru că ești fals. Ce de ce nu? Ești fals. Noi suntem singurii care luăm partea. Ești fals. Băi, Alex, nu fii negativ. Alex, vrei să fii respectat și vrei să fii superior? Mă refer că așa s-a întâmplat. Băi, băi, terminați-vă! Fetelor, ce faci tu? Doamne, ferește! Sunt domnișoară, nu trebuie să ai gesturile astea cu mine. Ce-ai spus? Ce-ai zis, mă? Am spus, domnișoară, nu trebuie să ai gesturile astea cu mine. Ah. Mă duc să ne așez. Poate rău, lasă-l în viața, că o să fii și tu în situația mea și să-ți placă și ție atât de mult un bărbat. Băi, da, eu te înțeleg și, perfect. Poate o să fii pusă în situația în care am fost pusă ieri și să-ți placă atât de mult un bărbat și o să mă duc să stau lângă el, să vorbesc cu el, să-l ating, să-l iau în brațe, să mă las atinsă de el. Are dreptate, Marin, ce spune aici și mi se pare urât când o fată de aici, din casă, dă semnal. Dar nu te-ai făcut nimic, bă, bune, și tu ai văzut asta? Stai puțin, nu, eu nu vorbesc împotriva ta acum, eu vorbesc în general despre fete. Bă, frate, când vedeți că o fată aici în casă place un bărbat și chiar arată că place un bărbat, lăsați-o, frate, să încerce, că dacă se mai duce una, două, trei, îl distorsionează pe băiatul ăla și nici el nu mai știe ce se întâmplă cu el și probabil o să ia o decizie influențată. Știi care e treaba? Că numai ea a văzut lucrul ăsta, nici măcar Bogdan, care e în cauză, n-a văzut lucrul ăsta. Vezi că și Bogdan la hotel spunea că o place, numai că primește semnale și din alte părți și asta îl face să-și dorească și altceva. Da, am vorbit cu el, dar dacă altcineva din casă îi dă semnale și mai departe, este pentru simplu fapt, pentru a văzut că mie îmi place foarte mult de el și vrea să se bage, știi, ca musculița. Tu ai greșit, în primul rând. Da, da, recunosc. Pentru că, vezi tu, asta e o tavă, știi? Îmi recunosc. Tu te-ai oferit cu totul pe da, exact. Băi, Alex, de ce nu vrei tu să nu ne mai atacăm, să fim prieteni, să nu ne dușmănim? Pentru că vreau să fii, pentru că vreau să fii aici în emisiune, acum ești la hotel. Nu înțelegi.
Ce bine, tu ai o sabie și mă puși pe mine cu ea. Și eu doar mă apă. Da, pe mine te-a deranjat ce-ai zis tu ei. Ba da. Păi nu, tu ai ceva cu mine personal. Da, te rog să rezolvi chestia. Adică, păi am ceva cu tine personal pentru că mă enervez prin comportamentul tău. Păi da, tu începi mereu. Nu tu începi? Nu, nu încep eu deloc. Păi ce am început eu vreodată? Nu, absolut, da. Ale, te rog. De ce mai? Gata, am lămurit. Uite ce cald sunt. Treaba. Serios? Am vrut să văd dacă ești aici. Unde-s paharii? Cum, mă, dacă ne certăm, sunt și aici la fel ca la păcătă. Nu, nu e. Colegule, ce-i cu mine, colegule? Că altcuma nu pot să zic, aș vrea să zic, dar nu pot. Da, ci că ia uite, ci că aș vrea să zic altfel, dar nu pot. Ia zic, cum ai? Poate aș vrea să spun și eu, prieten, frate. Hai, bă, lasă-ne cu vrăjeala asta. Da, cum îi zic lui Hamut? Da, spune-mă lucrurile. Sincer, sincer și așa. Bă, dar asta așa face mereu, mă. Frate! Eu nu am nimic cu voi, eu nu vreau să... Dacă omul v-a zis că n-are nimic cu voi... Eu sunt pașnic, frate! Bă, ești pașnic? Eu n-am început nicio ceartă. De ce? Puteai să fii la hotel? Băi, puteai să fii la hotel. Băi, Alex, uite, eu nu vreau să ne certăm. Și cu Adrian la fel. M-a atacat în emisiune, da. Într-adevăr, l-am înjurat în mașină și a luat un capac. Punct. Așa, pe cum care e problema? Pe ce relevanță are? Am recunoscut ca țeară că sunt bărbat și ca să vadă toată lumea că sunt bărbat și am putut să recunosc. Băi, ești bărbat, te recunoști din prima. Nu la insistențele mele. Îmi cer scuze, am greșit că n-am recunoscut din prima. Păi nu ești bărbat, ești... O să recunosc din prima. După ce ai dat la hotel, l-ai luat. Hai, Adrian, să vorbim și să te rog. Fiindcă mi-a părut rău. Ură de afară, știi? Credem că nu mă interesează. E un locul tău, după faza asta, luam o atitudine. Am luat, tocmai ce am spus puțin mai devreme. Crede-mă, Mari, că nu ai luat. Tocmai ce am discutat puțin mai devreme. Și data trecută, înainte să duci în Camera Roșie, ai spus că ai luat atitudine. Amu, și de ieri nici nu am avut timp să mă gândesc. Ți-am spus, am reacționat la impuls, pur și simplu. Asta ia stai jos tu, care faci pasurei să pleci la Camera Roșie. Înțelegi? Și n-ai cum să... Eu știu. Să spui, să... Să mă acuz pe mine că am făcut eu ceva, atât timp cât eu am făcut din suflet și am făcut lucrul ăsta pentru că l-am simțit. De exemplu, Bogdan a fost cu tine în Camera Roșie și după aia a fost cu Roxana. Și după ce ai zis Camera Roșie, faci gata, acum știu cu siguranță ce vreau. Dacă nu o să o rezolvi tu, da, așa sunt tău, genul dat o să ai probleme toată viața. Deci da, avem ce să vorbim. Fiindcă o să mai întâlnești oameni ca mine. Nu, proști ca tine, nu. Mă rog frumos, atenție. Nu, că de acum încolo o să încerc să evit. Vorbește aiurea. Nu vorbesc ca aiurea. O să tot, oameni ca mine, o să tot întâlnești în viață și o să te lovești cu aceeași problemă. O să încerc să evit dacă încolo, că... Nu poți. Mie că dacă, dacă îi dau una, mă duc din cameră. A, păi asta știi, tu numai violență. Păi tu ce știi, mă? Păi cum, mă, ce știu? Păi tu când ești în fața camerului, repede te ofim. Și atunci de ce nu m-au luat cu tine la bătaia seara, mă? Tu erai la bătaia. Nu mai eram. Bogdan nu se băga. Nu mai eram. Vreau să ne bagi. Deci voi ai, a? Nu, am spus de ce nu mai eram. Să vezi ce se umflați în piept. Nu, da, de ce? Spui că sunt violent. De ce nu ne-am bătut? De ce nu m-am dus la tine? Doar am ridicat tu și te-am înjurat atâta. De ce nu m-am dus la tine să te ating? Dacă mai insistam eu omul la... Eu dacă se lua aseară la bătaie, râdeam tare. Nu, da, de ce? Băi, a zis ăsta, hai mă, gata, terminați. Nu se băga oricum, te băgai dacă era ceva? Am țipat, am zis toată, băi, gata, terminați-vă că v-ați luat aiurea tare. Ăsta era nervos că zicea că nu voi să facem haos în cameră. Să rămâi aseară la bătaie cu tine. Acum a fi vorba între noi, prima greșeală a fost violent și agresiv cu spus. Da, prima greșeală a fost. Hai să vă zic eu greșelile. De ce te-ai luat tu cartonașul ilegal, Benic? Ai fost cu minte rău de tot. Bine, mă, recunosc. Am bine, frate, și am greșit și am greșit și sunt. Băi, frate, seară. Da? Și sincer să zic, greșit, bă, frate. Da, bă, dar și-a vărsat nervii pe niște obiecte. Bă, sunt om și greșesc și recunosc. Nu. Băi, bă, frate, și le vrei de emisiune că. Băi, bă, o să fiu judecat și nu mă interesează. Prima greșeală. Nu deschidi că n-am chef, nu deschidi că n-am chef. A doua greșeală, bă, dar ce tot vorbești tu așa, aiurea lui, după asta din partea ta, că vreau eu când așa. Nu mai dați curs, frate, dacă tu l-ai auzit pe el că bate la ușă sau orice lic, fii și tu măcar așa, deschizi ușa, băi băieți, vreau să mă culc, îmi pare rău, nu puteți. Eu nici nu știam că e Alex la ușă. Dar orice n-a fi fost, se interpretează ușa. După ce a deschis ușa, ți-ai dat seama că e. Dar e jenant, frate. Mă duc la ușă la el să aud cum spune el dinăuntru, nu deschizi, poate-i mocanul. Da, nu știa, dar n-am spus, poate, eu nu știam cine e la ușă. Am lasă, nu contează. Băi, eu știu ce am găsit. Băi, dacă te auzi, deschide că bate Alex. Am crezut că Bogdane, n-ai știut, auzi, mă, frate, n-ai știut cine la ușă. Indiferent cine era la ușă, tu nu trebuia să vorbești. Aici, da, putem să-i facem.
Aici e greșită. Așa puteți să faci, semn, nu? Eu cred semn, că nu-l înveți tu. Dacă îmi zicea, nu-l înveți tu ca să facă semn. Pe de-o parte a greșit. Ce să fac? Pe de-o parte e de apreciat că omul a fost sincer și ți-a spus în față că e bărbat. Eu dacă am ceva personal cu cineva, eu vin și spun în față. El în emisiune nu le spune în față. Nu mă, și aici și afară nu contează. Când ești bărbat, să vii și zi, bă, prieteni, ceva. Nu place fața ta. Dă-i drumul de aici. Aici nu zice. Aici se dă prieten, frățior, de-astea, frați de cruce. Bă, și voi erați greșit, că și prea ați dat din clasă. Că nu cred, băi, hai să fim sinceri. El a zis, eu am aprobat. Nu zice nimeni să nu faci pași la Bogdan, dar lasă-l să-și clarifice situația cu Mari. De ce nu alegi? De ce trebuie să faci pași fix când el e cu Mari? Așteaptă să... Dar ce ne pui numai bun? De-aia vorbește și cu băiatul ăla, să... Dar stai mă, că eu nu vorbesc numai de situația lor, eu vă dau un exemplu. E vorba și de el, că nici el nu știe să clarifice nimic. El clar oricum la bun început n-a știut ce vrea, că... Prima oară cu Bianca, imediat de la Bianca a trebuit pe Simina, imediat de la Simina a luat-o pe Mari, de la Mari pe Roxana, acum o ia pe de aia și va lua pe toate din casă. Și în primul rând eu nu vreau ce toată lumea poate să aibă. Eu mă simt prost, frate, când zice asta, chiar nu vreau. Și n-aveți pic de mândrie. Ba da, avem, cu ce am arătat eu că mie place de el, na. Eu pot mă duc camera și cu cine vreau, când vreau. După părerea mea, Bogdan Mocan nu joacă un rol și nu face nimic de fațadă, de televizor, de show, cum vreți voi să-i spuneți. El se pare un bărbat apropiat și ceilalți bărbați la fel din casă. Asta nu înseamnă că am ceva cu ei. În momentul în care eu voi vrea să am ceva cu cineva, credeți-mă că ei își vor da seama. Până atunci sunt doar prieteni și atât. Frate, deci dacă vă pun eu în conversație cu toate fostele mele, numai cuvinte de laudă o să auziți despre mine, da? Da? Că le-am respectat pe toate femeile din viața mea. Eu cred că de frică o să zică lucrurile. Și le respect pe toate în continuare, nu da? Mai zi asta la televizor, că minți. Și hai să-ți mai zic o chestie, tu ai gesturi de om nebun. Le-am moștenit de la tatăl meu. Cine a umblat în tine? Bă, ce-s cu glumele astea, mă? Am auzit că te-a violat cine bunică. Cine a umblat în bă, tine? Da ce, mă, băiatul meu? Cine a umblat în tine? Dar ce, parcă mă, repar. Cyborg, ce robot? Ia vezi cu glumele astea. Așa, ce ia, ai, păi nu face glume tu de-astea cu familia mea. Ei, na, dar tu când ai zis cu familia mea... Băi, tu nu-mi băga cu familia la mine. Eu iubesc familia, băi. Ei, și eu îmi iubesc familia. Ai grijă ce vorbești de familia. Ei, na, că ce... Zi-mă! Language. Băi, ai grijă cum vorbești cu mine. Cât ai materia? Ce crezi că sunt eu prostul tău? Cum vorbești tu cu mine și cu familia mea? Ia stai-mă așa. Cum vorbești? Lasă-mă că-i cu mine și... Vrești tu cu mine, ia fi-mă. Băi! Băi! Da, șepcălie, îți dau șapca aia jos din cap. Cum vorbești tu cu familia mea, mă? Nu ți-e rușine, mă? Să-mi jignești familia în ultimul hal? Păi ți-e rușine, mă, să zici da, nu mă. Ai onoare, băi! Mi-ai jignit familia! O, fără onoare! Și băi, băi, Bogdane! Pleacă de aici, băi, nu știu, nu mă... Ca să nu Bogdane, zic, Bogdane, dar și tu ești de familie, da? Ce vorbea zi de frate? Băi, nu ți-e rușine, mă, să-mi bagi bunicul și familia, frate! Nu ți-e rușine, mă? Nu mi-e rușine, mă! Stai, frate, lasă-mă, mă! Pleacă de aici, nu mi-e rușine, fac nimica! Am vrut să vin la tine să mă... Pleacă de aici! Las-mă loc, aici! Băi, smartoilor! Ce-ai? Terminați conflictul fără înjurături! N-ai onoare în tine! Nu ești mai fapt! E unul, nu vorbiți de familie și alea! Pleacă de aici! Nu bag în gura ta să-mi bag, cât mamă! Pleacă de aici, că n-ai onoare! Controlați-vă comportamentul, ai auzit ce scrie? Băi, ce s-a ridicat la mine, mă? Eu m-am ridicat la tine! Și m-am ridicat ca să ce, mă? Controlați-vă comportamentul! Băieții mă acuză cum că eu aș fi diferit în emisiune față de atunci când ieșim din emisiune. Da, într-adevăr, eu am respect față de oamenii de acasă, am respect față de cei din casă și, în primul rând, am respect față de mine. Și eu nu îmi permit să intru în emisiune în papuși de casă sau cu haine de casă. Eu nu îmi permit să vin în emisiune aici și să mă iau la bătaie cum fac alte persoane sau să înjur ca la ușa cortului. Eu nu am fost crescut așa. Eu am primit o educație foarte aleasă de la părinții mei și nu am de gând să mă comport așa aici în emisiune. Pe două metode să o rezolvi. Îl provoci, îți dă una, îl descalifică. Îl provoci și îl bazi după. Te folosești de Bogdan ca să scapi de Adrian. Oh, eu n-am nicio treabă cu Adrian. Păi va fi și el eliminat. Dar tu ești gelos pe Bogdan? Mocanu? Dar nu am de ce să fiu gelos pe Bogdan. El așa crede. El e liber să creadă ce vrea. Eu am ceva ce tu nu ai, atenția Roxanei. Au... E, țin să-ți spun că dacă vreau atenția Roxanei, eu aveam de mult.
cine îmi scrie mie mesajele. Tu ai persoană care îți scrie ție mesajele. Păi nu mă mai acuza pe mine. De ce faci? Nu vreau să te las să termin. Ce ai? Nu vreau!